Bună ziua, dragi copilași! În această filmare vorbim despre poezia Puișorul Moțat, scrisă de Elena Farago. Puișorul Moțat de Elena Farago. Pui, mami, pui, 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 are cloșca 7 pui, 5 pestriți, unul bălțat, numai unul e moțat și curat și încălțat. Spune-mi, puiule și mie, de ce-ți face numai ție mama ta ciorap și ghete și-ți leagă moț în plete? Oare frățiorii tăi sunt așa de proști și răi, sau poate că mama ta o fi leneșă ori rea? Spune puiul, mama mea nu-i nici leneșă, nici rea, dar e tristă, vai de ea, căci îi fac rușine multă frații mei și nu ascultă, că de-i cheamă fug pe afară și de-i prinde, plâng și zbiară, și de aceea sunt nespălați și desculți și nemoțați. Dar eu stau cu mama mea și mi-e drag să ascult de ea, și de aceea sunt moțat, că-s cu minte și curat. Să exersăm. 1. Cine este autoarea poeziei? 2. Câte versuri avem în poezie? 3. Scrie din text 3 substantive, 5 adjective, 2 verbe. 4. Realizează un dialog format din 5 replici dintre cloșcă și puișor. 5. Enumeră semnele de punctuație întâlnite în text și precizează rolul lor. 6. Alcătuiți propoziții cu următoarele cuvinte: moț, ciorapi, ghete, curat, harnică. 7. Dați exemple de 5 cuvinte alintate după modelul: pui, puișor, floare, floricică. Mult succes!